Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la știrile amiezii la Doto TV. Eu sunt Ivet Mârza și pentru început vă propun să vedem cele mai importante titluri ale ediției pe scurt. Cum sezonul s-a încheiat și majoritatea administratorilor nu se mai ocupă de plaje, cum făceau astăvară, astăzi mizeria domnește printre turiștii care încă vin pe litoral să se bucure de briza mării. O nouă propunere legislativă ar putea permite prezența patrupedelor pe plajele de pe litoralul românesc tot timpul anului, dar cu respectarea strictă a anumitor reguli. Războiul dintre Consiliul Județean Constanța și Asociația Elevilor, care a pornit de la decontarea transportului pentru elevi, pare că nu se mai termină. Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, este invitat în Jurnalul Amiezii. Câte fire de nisip, tot atâtea gunoaie pe plajele constanțene. Cum sezonul estival s-a încheiat și majoritatea administratorilor nu se mai ocupă de suprafețele de nisip cum făceau astăvară, astăzi mizeria domnește printre turiștii care încă vin pe litoral să se bucure de briza mării. Scena revoltătoare a fost filmată pe o plajă din Vodar, unde a fost în această vară un beach bar. În urma lui a rămas tuful mini-terasei, iar angajații s-au gândit să scape de el dându-i foc, fără să se gândească o clipă nici la turiștii din jur și nici la faptul că aprinderea focului pe nisip este strict interzisă, iar sancțiunile ajung până la 20.000 de lei. Iar asta nu este tot, mizeria este la ea acasă și pe plajele din Constanța. Turiștii care își petrec vacanța la mare în extrasezon sunt dezamăgiți și spun că sunt nevoiți să-și facă singur curățenie în zona în care stau. Ar fi trebuit să curețe și să lase exact cum au găsit. Nu este frumos, dar în perioada asta am avut concediu și atunci am venit aici, am avut și ceva probleme de rezolvat. Păi cine sunt vinovați? Turiștii, dar și cei care întrețin astea, nu trebuie să le aducă. Părerea mea. De ani de zile așa a fost, să știți, da. Asta primăria și nu știu cine, Apele Române sau de cine aparține. Nu sunt condițiile ideale. Chiar ieri am luat cu soția mea 2 saci de gunoi și am eliberat cam 20 de metri ca să poată copiii să se joace așa cum trebuie. Na, încercăm să ignorăm, de asta stăm în față. Nici în sudul litoralului situația nu este diferită. În Eforie Nord, cea mai aglomerată stațiune anul acesta, umbrelele sunt aruncate pe plajă, iar gunoaiele printre ele. Tot în zona stațiunii Eforie Nord, unul dintre operatorii economici și-a abandonat umbrelele și structurile de fier pentru pălăriile umbrelelor. Suntem în capătul stațiunii Eforie Nord, la marginea plajei, este o zonă de plajă virgină, unde de altfel este o groapă ilegală de gunoi. Aceasta s-a format ad hoc datorită faptului că nu există un operator de plajă în această zonă, iar turiștii care au folosit probabil șezlongurile personale sau consoanele au ales să arunce aici. Activiștii au strâns tone de deșeuri, însă degeaba. Suntem la al 12-lea an în care facem monitorizarea plajelor, cea mai amplă campanie de verificare a sectorului de litoral din România. Sunt peste 100 de kilometri de plaje de-a lungul litoralului românesc. Ca și în anii trecuți, există probleme în principalele stațiuni pe care le cunoaștem cu toții. Aici vorbim de Eforie Nord, de Costinești și o mare îmbunătățire este stațiunea Vama Veche. Ne aflăm acum pe una dintre plajele din Constanța, pe care s-a terminat sectorul de activitate al operatorilor economici și, din păcate, ca în fiecare an există foarte multe deșeuri în urma acestora, cele mai multe fiind din materiale de construcții rămase de la beach barurile sau șeslongurile ori umbrelele pe care acestea le-au folosit. La 1 octombrie, plajele vor fi predate către Apele Române, iar dacă nu vor fi curățate, administratorii riscă amenzi usturătoare. Vești bune pentru iubitorii de animale! O nouă propunere legislativă ar putea permite prezența patrupedelor pe plajele de pe litoralul românesc tot timpul anului, dar cu respectarea strictă a anumitor reguli. Dacă în prezent accesul animalelor pe plajă este interzis, iar proprietarilor riscă o amendă cuprinsă între 10.000 și 20.000 de lei, inițiatorii propunerii spun că de fapt turiștii nu sunt amendați pentru această contravenție, ci pentru că nu strâng deșeurile produse de câini.
Astfel de imagine am putea vedea oricând pe plajele de pe litoralul Mării Negre dacă noua propunere legislativă va fi adoptată. Dacă proiectul va prinde viață, stăpânii de animale de companie vor avea voie să le aducă pe plajele turistice de la Marea Neagră, dar cu respectarea strictă a anumitor reguli, indiferent dacă este vorba de sezon sau extrasezon. Indiferent de perioada din an, animalele de companie vor trebui ținute în zgardă și lesă sau ham. De asemenea, proprietarii ori însoțitorii de animale de companie vor trebui să aibă asupra lor punci de colectare a deșeurilor de animale și să le folosească. Unii proprietari ai plajelor spun însă că nu sunt deloc de acord cu prezența patrupedelor pe plajă. Noi nu acceptăm căței din următoarele motive. Poate un om vine cu un cățel, iar altcineva vine cu un copil. Copilul este curios de cățel, cățelul nu reacționează ok și după avem un conflict între părintele copilului și stăpânul cățelului. Sau sunt doi căței care ajung să facă probleme unul altuia și așa mai departe. Sau căței ok, știm foarte bine că lumea are grijă de ei, dar sunt foarte mulți care îi lasă liberi, încep să facă mizerie prin locuri în care nu vrem și de aceea dorim să evităm conflictele. Constanțenii, pe de altă parte, susțin că nu i-ar deranja ca animalele de companie să aibă acces pe plajă, atâta timp cât stăpânii nu le lasă nesupravegheate și strâng în urma lor. Dacă strâng după ele, probabil că da, dar așa nu. Da, dar nu să-și lase neapărat excrementele pe acolo, dar de plimba poate să pe oriunde. Plaja e destinată oamenilor, nu animalelor. Deci putem merge în locurile special amenajate pentru aceștia. În momentul în care sunt și copii și căței își fac necesitățile și nici nu se strânge după ei, categoric nu sunt de acord cu treaba aceasta. Cei care nu vor colecta și elimina deșeurile produse de animalele lor vor putea primi o amendă cuprinsă între 1.000 și 10.000 de lei. Aniversare dedicată împlinirii a 105 ani de la înființarea armei, artilerie și rachete antiaeriene la Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană. Evenimentul a avut loc în prezența generalului locotenent Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării și a unor înalți oficiali din cadrul celor trei categorii de forțe ale Armatei Române. După ceremonialul militar și religios a urmat un exercițiu aviatic în care un elicopter IR-330, trei avioane MiG-21 Lancer și două aparate de zbor F-16 au simulat un atac asupra unui dispozitiv de luptă mixt de apărare aeriană format din tunuri, sisteme antiaeriene Gepard și un complex de rachete antiaeriene Cub. Militarii centrului au primit distincții și diplome în semn de apreciere și recunoștință pentru eforturile depuse, iar la final invitații au putut vizita o expoziție de tehnică militară și au participat la lansarea unei cărți. A fost o zi deosebită, din fericire și vremea ne-a ajutat, ieri a fost foarte urât, dar este o zi deosebită pentru artileria și rachete, 105 ani, ani de muncă pentru toți artileriștii și rachetiștii anterioari, ani în care toți am pus umărul la dezvoltarea acestei arme, o armă care a pornit cu greu, știi foarte bine că a pornit din ora ei artilerie terestră. Este o plăcere să salut personalul uniformă, cel care servește patria și armata României, dar și personalul în rezervă care a servit și a făcut datoria față de arma dumneavoastră, față de armata României și care a rămas cu inima alături de noi și iată că îi vedem invitați și prezenți la ceremoniile pe care le desfășurăm. Războiul dintre Consiliul Județean Constanța și Asociația Elevilor, care a pornit de la decontarea transportului pentru elevi, pare că nu se mai termină. Spiritele s-au încins atât de tare încât elevii au ajuns să îl amenințe pe președintele CJ Constanța Mihai Lupu cu un memoriu la DNA pentru arestare preventivă. Recent, Tribunalul Constanța a decis să suspende articolul din hotărârea votată de aleșii județeni prin care elevilor nu li se asigura transport județean gratuit dacă CJ Constanța nu primea banii de la bugetul de stat. Însă, cu toate acestea, elevii susțin că încă nu își primesc drepturile. Despre acest subiect discutăm în continuare cu președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu. Bună ziua, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezență. Cum s-a ajuns în această situație? Eu n-aș considera un război, pentru că, de fapt, copiii își cer niște drepturi pe care noi, oamenii politici, trebuia să le acordăm. În momentul când faci o lege, când dai o ordonanță, trebuie să dai și normele de aplicare acestora și să procedezi ca atare. A fost niște legi. O lege a fost, în primul rând, anul trecut, electorală, fără normele de aplicare, după care a venit
fel de fel de reglementări și ultima reglementare spune că acești bani vor fi dați de către inspectoratele școlare. Deci Ministerul Educației și inspectoratele școlare. Dacă vorbim de anularea punctului 3 din aceasta, spune foarte clar, trebuie asigurat finanțare. Nu spune că anulează în totalitate această hotărâre Consiliul Județean. Lăsând la o parte aceste lucruri, noi nu am stat să ne certăm cu acest ONG, atenție, este un ONG, pentru că mai există un consiliu al elevilor cu structuri la nivel de toată, în toată țara și sigur că venim în întâmpinarea acestor probleme. Am solicitat foarte multe informații de la toate instituțiile cum aplicăm gratuitatea acestui element esențial în transportul elevilor. Mi s-a spus foarte clar că decontările se fac de către inspectoratele școlare, pentru că și pe bună dreptate gratuitatea se referă la elevii care merg la școală. Încurajăm elevii să meargă la școală, nu pentru călătorii sau pentru alte lucruri. Ei au toată evidența școlilor, distanțelor, de unde circulă acești copii. În acest sens am avut și o întâlnire cu tripartită, cu reprezentanții elevilor, cu inspectoratul școlar, domnul inspector general, cu toată conducerea inspectoratului și noi, la nivelul acesta, găsim să identificăm aceste posibilități de decontare. Lăsând la o parte amenințările pe care eu nu le iau în serios, pentru că nu, eu nu vreau, pentru că o hotărâre nu e dată, sau dacă aș fi dat eu dispoziție, era ceva. Dacă o hotărâre este dată de un Consiliu Județean, lucrurile intră în altă sferă. Sigur că îmi place să cred că este doar o inițiativă a acestor copii și nu sunt mânați de alte interese a unor oameni să folosească de ei. Lucrul ăsta e deranjant pentru că, în esență, vorbim de un drept al lor pe care noi trebuia să-l dăm. Și trebuia să ne gândim de la nivel guvernamental, de la nivel politic, când facem o astfel de lege, să ne gândim ca să asigurăm prin legea bugetului, să asigurăm și sursa de finanțare pentru acest capitol de gratuitate. Nu s-a întâmplat, dar asta nu înseamnă că noi refuzăm din start dialogul și nu suntem împotriva elevilor. Ferească Dumnezeu, ne dorim ca toți copiii să beneficieze de prevederile legii și căutăm să identificăm posibilitatea ca în următor contract de delegare și de acestui serviciu de transport să includem această obligativitate, urmând a identifica sursa de finanțare și dacă element și legislația spune inspectoratele școlare, noi să știm foarte clar care sunt, cum se face modul de decontare, în baza cărui document face decontare. Pentru că pur și simplu spui, hai urcați-vă și să nu există o posibilitate de control, apar și alte elemente care nu țin de legalitate. Elevii au tot ieșit în stradă, am văzut, au protestat și în fața administrației județene și la București. Ați mai stat de vorbă cu ei, vor ieși în stradă, ce vor face în perioada următoare? Săptămâna trecută, zilele trecute am avut o discuție cu ei, le-am explicat care este situația, am așteptat și o fundamentare a hotărârii judecătorești, care nu este definitivă, dar este executorie. Și atunci ideea este foarte clară, vom anunța Ministerul de Resort că există o prevedere legislativă și ei ca atare pentru rectificare de buget, printr-o analiză de buget să prindă în decontarea și decontarea transportului elevilor. Că îl face Consiliul Județean, că îl face inspectoratul școlar, este indiferent ce îl face, dar trebuie să-l facă pentru elevi. Guvernanții ce spun? Acum câteva săptămâni, când a fost premierul Florin Câțu la Constanța, elevii s-au întâlnit cu el. Același lucru a spus, că există bani prevăzuți și urmează ca lucrurile să intre pe un făgaș normal și să se gândească modul de contare acestor obligații, să le spunem așa, privind transportul elevilor. Nu putem decât să sperăm că se va rezolva această problemă. Suntem obligați să rezolvăm această problemă pentru că, vedeți, abandonul școlar este din ce în ce mai mare și posibilitățile copiilor în zonele defavorizate sunt reduse. Ori grija noastră pentru viitor este ca să îi aducem pe copii la școală, noi să-i alungăm pentru că nu avem bani pentru transport. Facem absolut tot orice e posibil. Căutăm. Pe de altă parte, trebuie să fim lăsați și de lege să treci un capitol bugetar. Bun, tai la investiții și duc pe transport. În baza cărui document? Pentru că totdeauna orice trecere de pe un capitol bugetar pe altul trebuie să iei un act ilegal. Nu poți și orice decizie luată trebuie să fie susținută. Trebuie să încadreze în limite legii, indiferent care sunt consecințele de imagine, dar trebuie să încadreze în limitele legii. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că într-o perspectivă imediat apropiată vom avea un răspuns. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru detalii. Cu mult drag. Mulțumesc. Ne mergem mai departe.
Miros greu de suportat în Valul lui Traian de câteva zile. Localnicii se plâng de un miros pestilențial de fecale și au sunat la 112 pentru a cere ajutor autorităților. La fața locului s-au deplasat comisarii Gărzii de Mediu și salvatorii de la ISU Dobrogea. Deci primele postări au fost sâmbătă seara. E o doamnă care a întrebat de unde vine mirosul de afară și unde poate să facă o sesizare. Și au început să-i răspundă oamenii. Este groaznic, nu putem respira în casă, spune cineva. Altcineva spune, în zona complex, strada Viitorului, aceeași problemă și în cartierul Crețoiu, pe strada Iorga, până și cățelul se plânge, spune cineva. Localnicii din Valul lui Traian se plâng de un miros greu de suportat de câteva zile și au făcut reclamații. Prima dată l-am simțit sâmbătă seara. A fost o zi frumoasă și atunci toată lumea sta cu geamurile deschise. Undeva după ora 22 a început să se simtă. Am crezut că e, nu știu, ceva de la canalizare, ceva, nu știu, trecător și atunci am lăsat, evident, geamurile deschise, dar mirosul era din ce în ce mai puternic. Da, am observat și eu că e un miros deosebit, așa când am venit cea seară, dar nu am înțeles. Am zis, poate vine de undeva, poate... Da, e înțepător un pic așa. Mi se apropie așa ceva de amoniac, parcă. La fața locului s-au deplasat comisarii de la Garda de Mediu și salvatorii de la ISU Dobrogea. ISU Constanța a fost sesizat în apel unic de urgență 112 asupra faptului că în zona localității Valului Traian, precum și în zona cartierului Brătianu din Constanța, persistă un miros suspect. Din primele momente a fost alertat echipajul CBRN, acesta deplasându-se în zonele indicate pentru a efectua măsurători de specialitate. Totodată a fost anunțată și Garda Națională de Mediu. În urma efectuării măsurătorilor nu s-au identificat factori toxici care ar putea pune în pericol viața sau mediul înconjurător. S-au efectuat verificări de către echipele noastre de comisari. O posibilă sursă ar fi împrăștierea de gunoi de grajd pe terenul agricol din localitatea Valului Traian. Poate avea un impact negativ asupra locuitorilor din zonă. În acest moment, în România, se fac prin rețeaua națională de monitorizare pulberi, covuri și nu alte determinări care pentru mirosuri. Exact în perioada asta se aplică gunoiul de grajd, urmând ca fermierii din zona respectivă să execute lucrarea de arat, o lucrare a solului și în momentul respectiv se va diminua, dar din ce cred personal, nu cred că e de la gunoiul de grajd mirosul respectiv. El stă într-o platformă un an sau doi și efectiv în perioada respectivă fermentează și nu mai are cum să miroase gunoiul de grajd. Fertilizarea cu gunoi de grajd e cea mai naturală metodă de a fertiliza terenul pentru un produs bun. Pentru un produs eco, exact ce cere Uniunea Europeană astăzi, că 25% din suprafața agricolă a României se va fertiliza exact cu gunoi de grajd în anii următori. Recomandarea e că locuitorii din zona respectivă trebuie să obișnuiască, chiar dacă sunt cumva un disconfort, e pe perioadă foarte scurtă. Agenția de Mediu a început să monitorizeze situația cu ajutorul unor senzori și va vedea dacă aceștia au înregistrat ceva. Terenurile de sport din Constanța vor fi refăcute. Administrația locală caută firme care să înceapă lucrările și să pună la punct locurile destinate petrecerii timpului liber. Vor fi reabilitate terenurile din mai multe zone, printre care Poarta 6, Badea Cârțan și Abator. Valoarea estimată a contractului este de peste 320.000 de lei, iar acesta va fi atribuit pe baza prețului cel mai scăzut. Primăria Constanța vrea să reabiliteze terenurile de sport vandalizate sau care au ajuns într-o stare avansată de degradare. Terenurile de sport din Constanța vor fi reparate. Vor fi înlocuite plasele din porțile de handbal și fotbal, de asemenea schimbate panourile de basket, dar și fileurile de volei. Vor fi readuse la viață terenurile de sport din 7 zone ale orașului, iar valoarea contractului este de peste 320.000 de lei. Acesta va fi atribuit pe baza prețului cel mai scăzut. Ofertele se primesc până pe 27 septembrie. Îndemnăm pe toți furnizorii de astfel de servicii să participe la această licitație, astfel încât în cât mai scurt timp să avem terenurile de sport la standarde de calitate și siguranță firești, normal. Constanțenii spun că reabilitarea terenurilor de sport este vitală, dar cred că vor fi din nou vandalizate și distruse. Plasa e acolo, le trebuie la copii și o portițică acolo dacă era bună, să nu mai intre niște amici. Să fie repate, dar să fie treținute.
Fiindcă paza care este aici, uitați-vă dumneavoastră, că vedeți. Nimic, vedeți, toate gardurile, aud. Toate gardurile rupe, plac. Cine le strică? Cine le strică, cine joacă fotbal. Durata lucrărilor este de maximum un an, iar perioada de garanție va fi de minimum 6 luni de la data încheierii proceselor verbale de recepție. Vreme plăcută azi pe litoral, cu nori și soare, vânt slab și 17 grade Celsius. La noapte în Constanța cerul va fi variabil și va fi răcoare. Minimele coboară până la 9 grade Celsius. Mâine vremea se menține plăcută, cu soare întreaga zi, iar la prânz termometrele vor indica 18 grade Celsius. La noapte în Cernavodă cerul va fi variabil, vântul va bate ușor și temperaturile se vor situa în jurul valorii de 7 grade Celsius. Vreme bună mâine, soarele va domina atmosfera și se vor înregistra 18 grade. Cer acoperit la noapte în Mangalia, cu temperaturi de 9 grade în termometre. La Mangalia, mâine, cerul va fi variabil și temperaturile maxime vor atinge la prânz 18 grade Celsius. Yanis Hagi a scăpat de COVID-19 și a revenit la Glasgow. Yanis Hagi a fost depistat pozitiv cu COVID-19 înaintea meciului pe care echipa națională a României l-a jucat împotriva Macedoniei de Nord din preliminariile Campionatului Mondial 2022. Internaționalul român a revenit cu un avion privat la București imediat după ce a primit aprobarea autorităților din Macedonia de Nord și România. Odată ce a ieșit din carantină și a primit rezultat negativ la ultima testare, Yanis Hagi a plecat de urgență în Scoția, unde echipa sa va juca în Cupa Ligii Scoției cu Livingston. Meciul este programat azi. HC Dobrogea Sud Constanța a fost umilită în preliminariile EHF European League, iar șansele să continue în competiție sunt minime. După ce a trecut fără probleme cu echipa maghiară Ciurgoi Caca, Constanța n-a avut nicio șansă în Polonia. Câștigătoarea Supercupei României a pierdut la 11 goluri pe terenul celor de la Wisla Plock, scor 14-25, în prima manșă a turului 2 preliminar din a doua competiție europeană. Deși a început foarte bine campionatul și a produs surpriza în Supercupa României, acolo unde a trecut de Dinamo, HC Dobrogea Sud Constanța a avut parte de un meci de coșmar în Polonia. Meciul n-a început rău pentru formația din Constanța. La pauză, echipa de la Malul Mării a fost condusă la doar un gol diferență, după o primă parte în care apărările au funcționat foarte bine. A urmat însă un adevărat dezastru în repriza secundă. Dobrogea Sud și Wisla se vor întâlni și la Constanța pe 28 septembrie. Golgheterul Ligii Secunde, mijlocașul celor de la FC Buzău, Cristian Ciobanu, îl concurează cu succes pe idolul său, superstarul portughez de la Manchester, la numărul de abdomene pe care le face, peste 1000. Cristiano Ronaldo de România speră să-i ducă pe buzoen în prima ligă, a reușit 6 goluri în tot atâtea meciuri și vrea titlul de golgheter la finalul sezonului. Până atunci, Cristian Ciobanu trage tare la ședințele de pregătire ale lui Pustai, dar și la sala de forță, unde face și câte 1000 de abdomene pe antrenament. Aș vrea în capul meu să mă asemăn cu el, însă nu este comparația mult prea mare. Aș face 1000 de antrenamente într-o zi, pentru că asta poate și asta e cheia succesului. Cu când antrenezi mai bine, cu atâta poți să ajungi mai sus. Fotbalistul își dorește ca evoluțiile bune din acest sezon să-l aducă și în atenția selecționerului Mirel Rădoi. Visul meu de mic copil este să ajung la echipa națională, însă asta doar Dumnezeu știe. Jucătorul în vârstă de 27 de ani și-a făcut calculele pentru acest sezon de Liga 2. În continuare sper să o țin în același ritm și să marchez cât mai multe goluri, cât mai multe pase, să am cât mai multe pase de gol și să încerc să-mi ajut cât mai mult echipa. Știrile amiezii la Doto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne puteți contacta la adresa redacția@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook la Doto TV, dar și pe Instagram. Și nu uitați, pentru informații proaspete, intrați pe site-ul nostru www.dototv.ro. Eu sunt Ivet Mârza, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!